la un maraton pe care l-ați alergat în străinătate, special pentru România. Respectul față de organizatori, de gazde pentru România, prin dumneavoastră, prin ceea ce ați reușit să faceți, ca ambasador au al fost, României. au fost mai multe maratoane, dar dar vârful Himalaiei lor care a fost? Sau vârfurile? La Torino, la Torino sunt fetele mele. Fetele mele au venit la cursă și au alergat alături de mine în timpul cursei cu la kilometru 21, la kilometru 35 și m-au așteptat la finish. Am alergat cu 4 drapele și pe final mai aveam 200 de metri. Comentatorul cursei mi-a făcut un comentariu care este la mine pe site, la maratonul de la Torino, asemănător unui campion. A observat că aveam timpul 3:42, 3 ore 42 cu 4 drapele, cu 4 steaguri și comentatorul a sesizat că vreau să nu depășesc 3:42, să rămân în 3:42 până la 59. Și mi-a făcut un comentariu foarte frumos, un comentariu la adresa României, toată piața auzea, deci auzea comentariul în România, auzea comentariul în toată comentariul piața. În toată piața și mulți români au venit după cursă și au crezut, au aflat cum mă cheamă și au zis, domnul Roșu, am crezut că ați câștigat, că ați câștigat, dumneavoastră ați câștigat cursa. Și de adevăr am reușit 3:42. Ați fost 59. Un câștigător. Și am fost un câștigător. Pentru organizator și pentru România. Și ce a fost frumos, pentru că înainte de start, în țările civilizate, și la noi se întâmplă acest lucru, se cântă imnul național. Este respectul pe care țara gazdă îl acordă concurenților care se încumetă să alerge cei 42 de kilometri și în timp ce se cânta imnul Italiei, eu în mulțime eram singurul concurent cu drapele, la televiziunea italiană se arătau cele 4 drapele. Super. Ale mele. Deci asta în ce an se întâmpla? Anul trecut. Anul trecut. Asta a fost unul dintre cele mai frumoase momente. Au mai fost... Una dintre cele mai importante personalități ale lumii care v-a salutat și v-a felicitat la sfârșitul unui maraton. La sfârșitul unui maraton au fost ambasadorii României. Am avut onoarea ca acum 2 ani la maratonul de la Bruxelles, când am alergat pentru prima dată cu drapelul, cu 3 drapele, să fie ambasadorul României la sosirea, ambasadorul României în Belgia, iar pe traseu să fie ambasadorul României la Uniunea Europeană cu copii. Super. Și pentru mine a fost un moment deosebit. Se împlineau 130 de ani de relații româno-belgiene și am avut scris pe tricou 130 de ani de relații româno-belgiene și chiar am găsit și un comentariu, primul maraton diplomatic la adresa gestului super, pe care l-am super. Făcut. Au fost momente deosebite, domnule Roșu, și repet, cei care sunt interesați pot vedea acest lucru pe site-ul dumneavoastră. Acum să revenim la Vrancea, să revenim la ediția a doua acestui maraton cu care ar trebui să ne mândrim, doamnelor, domnișorilor și domnilor, în special autoritățile, mă refer la cele locale, nu neapărat din localitățile pe unde se aleargă, mă refer la autoritățile județene, la prefectura județului Vrancea, la Consiliul Local al municipiului Mărășești și Focșani, ar tuturor vrâncenilor, pentru că este o probă care marchează de fapt un moment istoric al României și care leagă două mausolee importante din istoria omenirii. Pentru că România a scris istorie nu numai pentru Europa, chiar și pentru omenire. Ca să se nască, să emane acest lucru, a trebuit să vă întâlniți. Să vă întâlniți cu un prieten, cu un camarad, un fost camarad și actual camarad în ale maratonului, ale organizării. Când v-ați întâlnit și de unde această idee? De unde v-a venit această idee această pentru idee, Vrancea? Eu am gândit-o, am gândit mult timp la un maraton istoric. Am făcut multe maratoane în străinătate, în România și am zis, trebuie să transmitem un mesaj. Orice maraton trebuie să aibă un mesaj. Și fiind vrâncean, am descoperit această zonă, zona Mărăști-Mărășești. Am vrut să aleg într-o duminică.
Într-o zi Într-o, destul de lungă. într-o zi de duminică, nu mă gândisem la 6 august, ideea a fost a unui văr de-al meu de la judul vechi. Puteți să-i spuneți și numele. Vasile Savin. Să-i spuneți să se uite pe VTV Atlas Pugro, și Vasile m-a zis, Ilie, dacă vrei să faci un maraton la, între Mărăși și Mărășești, trebuie neapărat să-l faci de 6 august. Și atunci am început, am citit, am fost mai atent și am ales această zi. Dar această zi a rămas bătută în cuie datorită prietenului meu Iulian Bașturea, cu care m-am întâlnit în Italia. În Italia, cu asociația... Iliuță, dacă îmi permiți, o să preiau cuvântul, pentru că istoria lui s-a născut într-adevăr la Ilie Roșu, dar de fapt și de drept s-a născut undeva, mă refer la spiritul de organizare a acestei activități, cu idei și cu simbolurile respective pe care trebuie să le ducem mai departe, a identității Armatei Române și a memoria ostașilor care au căzut pentru ceea ce suntem noi acum, România, exact, în acest spațiu Carpato-Danubiano-Pontic, undeva în ziua de 17 iunie anul trecut, când la o activitate coordonată ARPIA la nivel central, delegația României care urma să reprezinte asociația noastră la o mare manifestare europeană în parteneriatul european al asociațiilor aeronautice care s-a făcut la Torino, ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, am comunicat și ne-am dat seama că suntem apropiați nu numai prin ceea ce duce mai departe asociația noastră, ce, idealul asociației noastre, dar și idealului de tradiție și continuitate care sunt în bolurile noastre ale asociației. Fapt pentru care Iliuță mi-a propus să organizăm acest maraton. A zis, Iliuță, cred că e o idee foarte bună și corespunde cerințelor mele și a ceea ce vrem noi, ceea ce dorim să facem, să dăm... Este interesantă ideea de a, știu eu, pregăti, de a îmbrăca un moment deosebit pentru istoria poporului român, iată, pe 17 iunie 2011 în Italia. Deci, departe de casă, totuși, dumneavoastră ați gândit acest lucru pe care probabil mulți vrânceni îl așteptau de mult, sunt sigur de treaba asta. Să știți pentru că istoria și cei care au căzut în luptele de la Mărăși, de la Oituș și de la Mărășești aveau nevoie de așa ceva. Este foarte interesant și foarte important. Și vreau să vă mulțumesc în numele telespectatorilor pentru acest lucru. Totul a plecat de la acea manifestare, acea defilare pe străzile Torinului. Într-adevăr, delegația României, care a fost și prima pusă în contextul organizării, a fost remarcată de acești oameni. Oamenii, cetățenii simpli ai orașului Torino, italieni, poate român, poate de alte naționalități, și faptul că noi, prin prezența și prin modul de a ne manifesta, am fost aclamați, am zis că totuși, domne, și noi suntem tot un popor patriot, un popor care avem o istorie demnă de peste 2000 de ani. Exact. Dar ne naștem de acum, poate înaintea Romei. Decebal, care a fost regele nostru, care ne-a unit, știu eu, memoria lui Traian, care a venit și a înțelenit unele relații în istoria noastră, după aceea cnezii noștri, după aceea domnitorii noștri care au avut același simbol de unire și același simbol de unitate și de a dovedi că această națiune își merită soarta și traiul pe, în aceste locuri, și faptul că mulți dintre bunii și străbunii noștri s-au bătut într-o istorie mai recentă la Vidin pentru independența noastră, bunicul bunicii mele, în primul război mondial pentru întregirea neamului românesc, 1916-1918, în cel de-al doilea război, chiar istoria mai recentă, mulți unchi, mulți bunicii mei au participat, chiar de la Don până la Berlin a fost unul bunicul din partea mamei, pentru care le merităm, pentru care ar trebui să le arătăm recunoștința noastră. De aceea, noi ca vrânceni dorim să am dorit prin această manifestare să facem un eveniment pe care să-l promovăm
ca o imagine a vrâncenilor, a celor care stau aici, a comunităților prin care trece maratonul. Maratonul, de fapt, l-am fi dorit undeva pe alineamentul celor două localități. Probabil că el este greu de identificat acum. Sigur. Așa, dar am zis că totuși, ca acest eveniment să aibă o conotație deosebită, el trebuie să treacă prin, pe lângă monumentele dedicate celor care și-au pierdut viața în acest război, fie ei și de partea noastră, a străbunilor noștri, fie ei și cei care sunt colibigelari, din armatele care au venit, au fost, și au luptat chiar, alături de noi. Chiar și ceilalți care au fost împotriva noastră, pentru că noi avem un motto la acest maraton. Maratonul este omagiu, recunoștință, respect. Ceea ce se și vede pe... Am trecut pe tricouri doar primele două cuvinte. Omagiu și recunoștință. Omagiu, dacă putem marca puțin omagiu, recunoștință, respect, reconciliere și prietenie. Acesta este motto-ul maratonului de la Mărășești, pentru că vrem ca la acest maraton să vină și urmașii celor care au fost adversarii noștri, să aducă și ei un omagiu străboșilor lor. Suntem acum, este pace, vrem ca această cursă să fie o cursă a prieteniei, în care să vină concurenți din întreaga lume. Anul acesta chiar avem un concurent din străinătate. Să faceți treaba asta. Avem o doamnă din Japonia, deci un concurent din Japonia, Hiroko Ogawa. Ea trăiește în România cea mai mare parte a anului și este colega noastră de club, clubul Rock Club Maraton, și a acceptat cu plăcere invitația de a participa la acest maraton și probabil s-ar putea să-l și câștige la proba feminin, pentru că are foarte multă experiență. Domnilor, maratonul ediția a doua de anul acesta va respecta programul, traseul și tradiția primei ediții? Facem o mică modificare la traseu. Înainte de, nu mai vrem să mai parcurgem distanța de 500 de kilometri prin spatele monumentului, 500 de metri prin spatele monumentului, pentru că nu prea e accesibilă și există riscul ca atleții să se accidenteze. Și atunci acești 500 de metri o să-i punem în comună la Mărești și vom parcurge acolo. Da. Asta este singura modificare. În rest, fiecare punct stabilit pe site, pe programul maratonului de hidratare, fiecare punct de mâncare cu torțele se vor respecta în tocmai ca anul trecut. Deci, practic, vom face, dacă îmi permiți, Iliuță, că așa cum o numește Iliuță, maratonistul din umbră a lui pe aici nu se trece, care nu se vede și nu se va vedea niciodată, și cel care ține relația aici pe plan local și încearcă să o organizeze activitate, e normal să fie un localnic așa, el are alte atribuții funcționale, să le spunem așa, prin ordonanță de a noastră interioară. Să-i conving pe colegii mei să vină la Mărășești. Din dragoste și din patriotism pentru mesajul care vrem mesajul, să mă bunicii noștri au luptat la Mărășești, vom povesti acest lucru peste ani și tot peste ani vom povesti nepoților noștri că noi am alergat la Mărășești. Mesajul este extraordinar. Care ar fi partenerii și colaboratorii pe care îi aveți? Dacă îmi permiteți, un maraton... Că numele de firme nu vom putea să le pomenim, doar nume de persoane. Da, de persoane. Și, da. Un maraton se poate organiza, nu poate un singur om să, trebuie o echipă. Să organizeze un maraton, este foarte greu, trebuie o echipă, sunt oameni din umbră, care pun suflet, sunt și ei patrioți și ne ajută. Trebuie să-i pomenim, da. Da. Putem să pomenim totuși și asociațiile care organizează asociațiile, acest... Asociațiile, sigur, da. Deci, numai nume de societăți comerciale. Maratonul este...